Nici nu au reușit să cheltuie banii furați că au și fost prinși. Este vorba despre doi hoți ghinioniști prinși pe urme fierbinți după ce au jefuit o femeie în plină stradă. Incidentul a avut loc în seara de 25 ianuarie pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al capitalei. Suspecții s-au dovedit a fi doi adolescenți de 18 și respectiv 19 ani, originari din raioanele Fălești și Orhei. Momentul în care bănuiții jefuiesc, femeia a nimerit în vizorul camerelor de supraveghere instalate în preajmă. În acestea se poate vedea cum cei doi urmăresc victima, ulterior dispar din vizor, iar după câteva minute reapar luându-o la fugă într-o direcție necunoscută. Imediat cum a fost jefuită, femeia de 47 de ani a sunat la poliție. Aceasta s-a plâns că i-a fost furat portmoneul cu acte și bani. Câteva ore le-a luat polițiștilor pentru a-i găsi pe cei doi. Complicii au fost depistați într-o curte a sectorului Ciocana, după care recunoscuți de victimă. În cadrul audierilor, aceștia au recunoscut fapta comisă. Mai mult, s-a stabilit că tinerii au fost anterior judecați pentru fapte similare, iar recent au ieșit din pușcărie. Pe numele suspecților au fost pornite dosare penale pentru jaf. Aceștia au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar dacă vina le va fi recunoscută, ei riscă detenție de până la 7 ani.